Ce bine e să vii în casa Domnului. Nu știu cum vă simțiți dumneavoastră în această seară, dar eu trebuie să vă mărturisesc că în casa Domnului pentru mine e tare bine. Am ascultat glasul Domnului prin cântare și a fost atât de bine. Am ascultat glasul Domnului prin predicare și a fost așa de bine. Și mi-am zis, în timp ce ascultam cuvântul predicat, ce bun e Domnul că El ne încurajează mereu când suntem în casa Lui. El are grijă să ne ridice, să ne vorbească despre faptul că El e aici lângă noi ca să ne întindă mână de ajutor. Și lucrul acesta este atât de încurajator. Îi mulțumim Domnului pentru tot ceea ce face El pentru noi. Un lucru bun pe care Domnul îl face în dreptul nostru, aici în Casa Domnului și în alte circunstanțe, este acela că El ne avertizează. Nimic nu e mai grav decât să fii în pericol și să nu știi. Eram în tinerețea mea odată pe tren. Și mi-a fost dat să văd pe cineva care era într-o condiție foarte neplăcută, în sensul că băuse și la un moment dat, așa, în vitejia omului care n-are mintea chiar în regulă, ci tulburată de alcool, s-a hotărât să iasă între vagoane. Și la un moment dat, când a zis că iasă între vagoane, eram un elev, și am zis unui om care stătea acolo lângă ușă și am zis să facem ceva, să-l oprim, să nu se ducă. A zis, da ce-i treaba mea? E treaba lui, ducă-se. Și am zis cât de grav este să nu-i pese nimănui de tine. Dar ce bine este să știi că ai în cer un tată căruia-i pasă. Uitați-vă, în casa Domnului El ne avertizează, și versetul 11 din textul care a fost citit în această seară, zice așa. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce prejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Dragii mei, sunt bucuros că Scriptura are neavertismente pentru noi. Sunt bucuros că în Casa Domnului sunt avertismente pentru noi. Și suntem chemați să avem stare de trezire în vremuri ca și acestea. Și aceasta pentru că dacă nu suntem atenți, dacă suntem adormiți, poate să vină o catastrofă care să ne facă atâta rău. Însă bun este Domnul care ne avertizează. Vedeți, în lumea asta sunt instituții de avertizare, avertizări meteo primim, avertizări seismologice există în lumea aceasta. De ce toate aceste avertizmente? Ca oamenii să fie în gardă. Ei bine, câteodată avertizmentele repetate, poate chiar în casa Domnului, s-ar putea pe unii să-i deranjeze. Însă eu mai zic o dată, Bun e Domnul care ne avertizează. Vedeți, unor oameni ca și noi le scrie Apostolul Pavel, creștinilor din Roma. Și le zice așa, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Dragii mei, N-aș vrea cineva dintre noi să se prea obișnuiască cu avertizările și să zică, a, e doar o altă predică. În seara aceasta aș vrea să vorbim despre ceea ce înseamnă somnul spiritual. Pentru că vor zice cei ce sunt prezenți astăzi pe păi noi suntem treci, frate, am venit pe picioarele noastre, stăm, ascultăm predicarea Evangheliei. Există un somn spiritual asupra căruia Domnul ne avertizează astăzi. Vedeți, dacă mâine dimineață vrem să ne trezim de vreme, avem alarme. Ai avem pe telefon sau le avem în altă parte, avem alarmă la ceasul nostru, avem pe telefon. Ceva care să ne trezească, să ne pună în gardă că la ora de avem de făcut altceva. Ei bine, aș vrea astăzi să vă duc aminte că e vremea ca cei ce se numesc creștini să trăiască o stare de trezire spirituală și zic, Doamne, dă ne Tu! Însă primul lucru necesar este să ne trezim din somn. Cum e cu somnul acesta, dragii mei? Vreau să vă aduc aminte că diavolul aduce tot felul de somnifere spirituale pentru creștinii din secolul 21. Nu vedeți, dumneavoastră, am fost aten marți seara la rugăciune aici. Și unul dintre frații care erau prezenți aici și a dat îndemn de rugăciune, spunea cu părere de rău despre confrați de-ai noștri care au fost activi, care au fost în casa Domnului și care dintr-o dată au apucat-o pe alte cărări. Ne doare lucrul acesta și vreau să vă spun că Dumnezeu este întristat de astfel de lucruri. însă ceea ce aș vrea să subliniez astăzi, dragii mei, este că dorința lui Dumnezeu este să fim atenți la somniferele diavolului. E o paletă largă de somnifere prin care încearcă diavolul să-i adormă pe cei ce trebuie să stea treji și să vegheze în vremea de acum. Cum e somnul acesta spiritual? Uh, istoria consemnează un lucru despre faptul că în timpul lui Nero, Roma a ars din temelii. A fost un incendiu extraordinar. Și sunt istorici care pun aceasta chiar în seama lui Nero. Apoi, sigur că a dat vina pe creștini, că ei ar fi incendiat Roma. Dar știți ce făcea Nero când ardea Roma din temelii? Stătea și se uita cum arată Roma arzând și avea pretenția că el compune versuri, că vine peste el muza care îl inspiră să scrie versuri. Știți ce e asta? O adormire, un om care e rupt de realitate. Ei bine, din nefericire sunt astăzi creștini care sunt rupți de realitățile spirituale, sunt adormiți, eu vreau în această seară, să strig o dată de la amvonul bisericii Porta Cerului. Trăim vremurile de pe urmă. Domnul este gata să vină. Este vremea să ne trezim din somn. Scumpii mei, pentru un creștin în vremuri ca și acestea, somnul este o anormalitate. Uh. În fața iminenței arătării lui Hristos, să stai sub influența somniferelor lui Satan este un lucru foarte grav. Și de aceea, în această seară, pe lângă predicarea fratelui Marius, care ne-a chemat la o trăire autentică cu Domnul în vremuri ca acestea. Adaug și eu glasul meu și zic, frații mei, este vremea să ne trezim din somn. Este vremea să percepem realitățile spirituale pe care le trăim. Este vremea să ne uităm și să înțelegem că toate ne vorbesc despre venirea lui Hristos. Cred că astăzi am văzut o imagine care spunea că, în urmă, cu 60 de ani, arăta primul computer care a fost instalat undeva, în urmă cu 60 de ani. O construcție imensă. Și după aceea, în fotografia alăturată, era pus ceea ce înseamnă toată construcția aceea în vremurile de astăzi și era așa o bucățică de computer mică. În 60 de ani s-au făcut niște progrese uriașe pe acest plan. Însă, dragii mei, Haideți să ne punem întrebarea, nu cumva diavolul folosește tehnologia modernă ca pe un somnifer împotriva creștinilor? Nu cumva diavolul folosește atâtea lucruri din vremea de acum ca să ne țină adormiți, să ne țină captivați de altceva decât de Hristos? Și mă rog lui Dumnezeu ca El să ne trezească pe fiecare dintre noi. Uitați-vă, dragii mei, sunt avertismente repetate în Scriptură dacă toți suntem la o seară de studiu biblic, haideți să ne uităm la câteva versete, 1 Corinteni 15 cu 34. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului aici. Veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, că -și sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Veniți-vă în fire, adică treziți-vă, veniți la realitate. Uitați-vă ce spune Efeseni 5 cu 14 un alt cuvânt din Sfânta Scriptură pentru noi. Efeseni 5 cu 14, de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scolă-te din morți și Hristos te va lumina. Să ne uităm la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetele 5 și 6. Uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să vegem și să fim treji. Doamne, ajută-ne. Dragii mei, din nefericire, există riscul a dormirii pentru creștini, în vremuri ca și acestea. Și vai, e atât de gravă adormirea. Pentru că. Sfânta Scriptură, de exemplu, ne pune înainte o pildă, pilda celor zece fecioare, cunoscută. Toate au, a, toate au ațipit, zice Scriptura. Numai că ațipirea aceea s-a datorat faptului că mirele întârzia să apară. Toate au ațipit. Însă unele au ațipit în stare de veche și altele au ațipit în nepăsare. Și de aceea vreau să vă chem cu toată dragostea, frații mei și surorile mele. Veniți să adunăm resurse, să ne asigurăm că în candelele noastre este un de lemn, că avem tot ceea ce ne este necesar. Ca nu cumva noi, cei ce am umblat la biserică, să ne trezim la un moment dat dezarmați și înșelați de diavolul, adormiți într-un fel sau altul. Vedeți, cea mai mare dramă, dacă vreți, este să pierzi, datorită nevegherii, ceea ce este cu adevărat important pentru tine. Vreau să vă aduc aminte, fraților, surorilor, mântuirea noastră e așa de scumpă. Ne-a fost dăruită de Domnul. A plătit-o scump pentru noi și ne-a dăruit-o. Credeți că e drept să pierdem ceea ce e scump și dăruit nouă de Hristos? Dragii mei, se ruga Domnul Iisus Hristos altă dată. se uita peste cetatea Ierusalimului și zicea, Ierusalime, Ierusalime, cum n-ai cunoscut tu clipa cercetării, Frați și surori, zilele pe care le trăim, să nu credeți că sunt doar vorbe de predicator care trebuie să spună ceva la învon. Vremurile pe care le trăim sunt vremuri în care noi ar trebui să ne cercetăm bine pe noi înșine. Vedeți câteodată oamenii sunt îndemnați când zice Ia, pișcă-te să vezi dacă nu cumva dormi când e ceva interesant, când e ceva frumos. Verifică-te dacă nu cumva dormi. Ei bine, dragii mei, din punct de vedere spiritual, noi suntem chemați. Să ne verificăm, să vedem dacă nu cumva dormim, dacă nu cumva am ațipit, pentru că Dumnezeu în vremea de acum vrea să ne pregătească pentru mare întâlnire cu El. Dumnezeu ne-a îngăduit să trăim vremurile acestea ca să ne pregătească pentru veșnicia fericită cu el. Însă, dragii mei, haideți să vedem cum ne verificăm noi pe noi înșine, dacă nu cumva suntem adormiți. Haideți să facem o analogie între somnul fizic și somnul spiritual. Ce face omul când dorme? Somnul fizic, ce face? Îmi veți zice, dorme. Adică nu face nimic. Practic nu face nimic. Stă întins pe pat și dorme. Vreau să știți că și somnul spiritual e de aceeași natură. Caracterizat prin inactivitate. Când cineva nu face nimic pe plan spiritual, când cineva nu vrea să se implice, nu pune umărul. Trebuie să se verifice că s-ar putea întâmpla să fie un om adormit. Cine dorme în repaus total. Și-a luat repaus. Frații mei și surorile mele, vă rog fierbinte, veniți să ne verificăm. Atunci când ne luăm repaus de la a face lucrarea lui Dumnezeu, de la a face ceea ce putem noi, pentru că vreau să vă duc aminte, noi suntem mădulare în trup. Și fiecare dintre noi putem să facem ceva în folosul trupului lui Hristos. Și fiecare suntem chemați să facem ceva. Câteodată, unii sunt tentați să creadă că numai dacă ești la învon, faci ceva pentru Hristos. Nu, dragii mei. Nu. S-ar putea întâmpla ca alții care nu trec pe la învon niciodată să capete răsplătiri mult mai mari. Pentru că înțeleg să facă ceea ce le-a fost încredințat de Domnul să facă. Ia gândește-te la capătul acestei zile, ce ai făcut tu astăzi pentru Hristos? Sau pentru unul, ca să fiu mai specific, pentru unul din acești neînsemnați frații lui Hristos? De n-ai făcut nimic, mă duc aminte, tot în tinerețea mea, erau niște tineri care s-au hotărât în fiecare zi să spună cuiva ceva despre Hristos. Și era seara târziu când s-au trezit într-o bună seară. S-au trezit așa seara târziu și au zis, vai, astăzi n-am spus nimănui despre Hristos. Hai, e târziu, dar hai să mergem la gară, că acolo sunt mulți oameni și tot spunem cuiva. Dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că repausul acesta pe plan spiritual e semn de adormire. E psalmul 137. Aduceți-vă aminte, psalmul acela cunoscut și cântat, care vorbește că pe malurile râurilor Babilonului ședeam. Ne-am atârnat harfele, ședeam. Scumpii mei, nu e vreme de ședere, ci e vreme de implicare în lucrarea lui Dumnezeu. Sunt lucruri mici pe care le putem face. Nu vedeți dumneavoastră. S-ar putea să stați pe Facebook unii dintre dumneavoastră multă vreme. Dacă tot ești pe Facebook, nu crezi că poți să faci acolo ceva folositor oamenilor? Vezi zice, pe Facebook, sigur. Ia și distribuie o predică. Ia și distribuie ceva lasă farfuriile și hainele frumoase și nu mai știu ce alte lucruri pe care le pun unii acolo pe Facebook. Lasă-le pe alea parte că alea toate rămân aici. Dar să duci vestea cea bună altora, să o trimiți cuiva, să trimiți un mesaj cuiva, ai WhatsApp. Destule mesaje pe WhatsApp de toate soiurile, floricele și cafele de toate soiurile. Dragii mei, mai lăsați-le pe acelea și puneți un verset din Scriptură. Și veți vedea că ați făcut ceva pentru împărăție. Scumpii mei, inactivitatea este un semn clar al adormirii spirituale. Știți când David a adormit din punct de vedere spiritual? Citiți tragedia lui David, când la un moment dat a zis, era vremea să plece împărații la război și el a zis, nu, am nevoie de repaus, să mă odihnesc. Și s-a odihnit și diavolul l-a băgat în păcat. Frați și surori, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, care ne-a dat vremuri de har. Veniți să prețuim harul și să zicem, Doamne, câtă vreme se zice astăzi, ajută-ne să facem ceva pentru Tine. Ajută-ne să slujim împărăției tale, într-un fel sau altul. Cu ce să slujești împărăției lui Dumnezeu? Uite cu o rugăciune pe care o faci înaintea lui Dumnezeu pentru cauza împărăției sale, pentru lucrarea sa. Uite cu o dărnicie, uite cu un zâmbet frumos, uite cu o încurajare pe care o faci aproape lui tău, o îndrepti către aproapele tău. Tu poți sluji împărăției lui Dumnezeu. Să ne verificăm dacă nu cumva... Am adormit, fraților. Le scrie romanilor și le zice așa. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Despre somn, ca să-l înțelegem, întâi e caracterizat prin inactivitate. În al doilea rând, știți prin ce e caracterizat somnul? Prin inconștiență față de ceea ce este în jur. Când omul dorme. Poți să te plimbi prin camera aia unde dorme el liniștit, să muți asta de aici colo, dacă el dorme, habar nu are. Adică e inconștient de ce se întâmplă în jur. Mi se pare atât de grav să văd că în vremurile acestea sunt atâția creștini inconștienți, oameni care nu știu cât e ceasul în istorie. Oameni care nu înțeleg cât e ceasul în istorie. Frații mei, de aș avea un ceas, ceas v va aș arăta cât e ceasul. E aproape să bată ceasul venirii lui Hristos. E așa de aproape să bată ceasul venirii lui Hristos. Și atunci când noi suntem inconștienți, auzim de războaie, auzim de Pandemii. Vedem toate acestea și stăm inconștienți. Atenție, spun încă o dată, inconștiența este semn al adormirii spirituale. Oameni care uită că suntem atât de vulnerabili și atât de trecători, ca mâine putem să nu mai fim. Oricare dintre noi. Noi ne-am făcut planuri. Eu am plan de călătorie poi mâine. Dar e planul pe care l-am eu. Cel prea înalt știe cu adevărat ce va fi poi mâine. Înțelegeți? Tocmai de aceea un om înțelept dorește să stea treaz și când e treaz omul e conștient de ce se întâmplă în jur. Vede ce mișcă, ce se întâmplă, observă totul, ia seama la toate și înțelege cât e ceasul. Inactivitatea, inconștiența, toate acestea sunt dovadă ale unui somn spiritual, dar nu numai atât, mai zic ceva. O altă dovadă a dormirii spirituale, știți că omul care doarme nu mănâncă, când dorme. Există niște excepții de somnambulism care, mă rog, se plimbă pe la frigider noaptea și se ospătează. Asta e altă socoteală. Dar, în mod normal, cine doarme nu mănâncă. Și vreau să vă spun, o altă caracteristică a dormirii spirituale este aceea că nu te hrănești. Avem Biblii și avem Biblii frumoase, avem și câte două și câte trei în casă? Întrebarea este, ne hrănim spiritual? Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, trăiește omul. Venirea la casa Domnului este venirea într-un loc în care Dumnezeu ne hrănește. Și oamenii flămânzi spiritual, oamenii care vor să se hrănească, oamenii care nu sunt adormiți, caută lăcașuri ca și acesta. Caută să vină în locul în care se pot hrăni, caută să citească din Scriptură acasă, caută să asculte cuvântul lui Dumnezeu predicat și transmis pe atâtea canale astăzi. Omul care-i spiritual, se autodisciplinează, ascultați-mă, e foarte atent cu el însuși, se autodisciplinează și se asigură că el se hrănește ca să poată să meargă înainte în lumea aceasta plină de ispite și de frământări de tot felul. Însă, dacă e să mai zic despre o caracteristică a somnului spiritual, pe lângă inactivitate, pe lângă inconștiență, pe lângă nehrănire. Omul care dorme, știți că marea majoritate a celor ce dorm, visează. Și când visezi, nu știi tu că visezi. Ți se pare că trăiești niște realități extraordinare. Adică te trezești câteodată dimineața și zici, ce fain a fost. Sau altă dată, te trezești supărat, necăjit, pentru că așa a fost visul tău. Sunt niște realități ale visului, care de fapt nu sunt parte din adevărata realitate. Și atunci, eu aș mai zice că oamenii care dorm din punct de vedere spiritual, sunt oameni care trăiesc și se hrănesc în lumea visului. Acolo în vis li se pare lor că ei sunt ok că sunt în regulă și ajung să facă lucruri în mod formal formalismul A, am citit eu de botezat m-am botezat am mers la biserică, mă duc odată, duminică seara, mă duc nu mai știu când așa și cu asta am rezolvat problema, frații mei și surorile mele omul care este treaz umblă cu Dumnezeu și înțelege că Dumnezeu e singura noastră șansă și se ține de Dumnezeu face eforturi ca să fie ceea ce trebuie să fie nu stă și se mulțumește trăind în lumea visului ah eu m-am botezat în apă atunci am fost botezat cu Duhul Sfânt atunci am făcut asta și am făcut asta și cu asta mi-am încheiat datoriile mele spirituale acum aștept să vină Domnul și viața veacului ceva să vie. asta e tot. Nu, dragii mei, viața de credință este o viață activă cu Dumnezeu, o viață conștientă de ceea ce se întâmplă în jur, o viață în care ne hrănim, o viață în care trăim realități spirituale, nu ne hrănim cu lucruri din trecut, nu ne mulțumim cu ceea ce am fost cândva. Frații mei și surorile mele, Aș vrea să înțelegem că există niște cauze ale somnului spiritual. Atunci când nu vegem, când nu ne concentrăm la ceva, dacă stai, de exemplu, în fața unui ecran și nu prea te interesează tare ce e acolo, știi ce repede adormi? Că nu prea te interesează ce e acolo. Sau dacă e o carte care nu e captivantă pentru tine, Adon cu cartea în mână liniștit. Ei, ceea ce vreau eu să spun, dragii mei, șederea fără grijă este o cauză a somnului spiritual. Acum noi predicăm în biserică despre faptul că nu trebuie să ne îngrijorăm. Și tare bine îi să auzim predici că nu trebuie să ne îngrijorăm. Însă o singură grijă trebuie să aibă credinciosul. O singură teamă trebuie să aibă credinciosul. Care-i teama aceea? Teama de Domnul. Care-i grija pe care trebuie să aibă credinciosul? Să nu-l pierd pe Domnul. Să nu-l pierd pe El și ceea ce mi-a dăruit El. Dragii mei, dacă asta va fi preocuparea noastră, va fi bine, însă atunci când vrem să fim foarte lejeri și foarte relaxați, există pericolul de a dormi din punct de vedere spiritual. Inconsecvența poate să fie o altă cauză a adormirii spirituale. Vă spun asta pentru că sunt atâția care au perioade, e foarte interesant, atât de plin de râvnă, atât de plin de râvnă că Uneori îți vine să le zici, băi, lasă-o mai la viteza a întâia, a doua, lasă că trebuie să te țină până la capăt. Atât de plin de râvnă, dar sunt de fapt niște spasme. După o lună de râvnă te trezești că nu mai este râvnă deloc. Apare inconsecvența aceasta pe plan spiritual. Poporul lui Israel, cât a fost Moise lângă Israel, totul a fost bine, au pornit hotărâți, au trecut prin Marea Roșie, au mers în pustiu, au ajuns la munte și la munte Domnul l-a chemat pe Moise sus pe munte și poporul a rămas în vale și au așteptat și nu mai venea Moise și au așteptat și Moise nu venea. Și atunci a venit adormirea spirituală peste ei, că au zis ei, hai să ne gândim și să visăm cu vițelul de aur să visăm cu uh, vițelul de aur pe care îl foloseau egiptenii altă dată, Să visăm la închinarea de acolo din Egipt și la ceea ce se făcea acolo Și în ațipirea și în adormirea lor spirituală au ajuns să facă lucruri neîngăduite înaintea lui Dumnezeu În frați și surori, ca să rămânem treji Trebuie să fim consecvenți principiilor de trăire creștină, și când suntem în adunare, dar și când suntem acasă. Și când suntem în călătorie, în orice loc, trebuie să fim consecvenți principiilor de trăire creștină. Apoi, un alt lucru care poate să producă adormire spirituală este cochetarea cu păcatul. Știți că uneori pe copiii mici ador foarte ușor dacă le pui jucăria aceea în fața ochilor și tot o balansezi și tot le pui. Mai vezi că întind mâna către jucărioară, mai dau cu mâna nea o dată, după aia mai dau odată dintr o dată și dintr-o dată obosești și nu mai văd că vezi că li se închid pleoapele și vine somnul. Dragii mei, când începem să cochetăm, să ne jucăm cu păcatul, Ascultați-mă, asta ne poate duce înspre adormire spirituală și când ai adormit, atunci e grav. Și un alt lucru care produce adormire spirituală este anturajul, tovărășiile rele. De ce credeți că au adormit toate fecioarele? Erau toate împreună și cele înțelepte și cele neînțelepte. Și cele neînțelepte aveau obișnuința a țipirii, nu le păsa de multe. Și stând lângă cele neînțelepte, au adormit, zice, toate au adormit, toate au ațipit, numai că unele dintre ele, când a fost strigarea, și-au revenit repede, au auzit avertizmentul, sau trezit și aveau resursele necesare ca să aștepte mirele. Frați și surori, în această seară Domnul ne cheamă să fim treji. Mai pune-te, rog, pe ecran, Luca 21, versetele 34 în jos. Haideți să ne uităm aici. Uitați-vă în Luca 21 cu 34. Luați seama la voi înși vă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu un buibare de mâncare și băutură, cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră și 35, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul, rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Dragii mei, din toată inima îmi doresc ca atunci când va veni Fiul omului să pot să stau în picioare înaintea Lui. Dar din toată inima doresc ca toată biserica poarta cerului să stea în picioare înaintea Lui. Să veghem, Mă întorc la același verset cu care am început și care ne zice așa. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Amin. Veniți, dar să ne cercetăm pe noi înșine, ca nu cumva să trăim într-o lume a visului. Nu cumva să fim oameni care trăim, dar nu ne hrănim și adormim. Nu cumva să fim oameni inconștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu cumva să fim oameni inactivi, ci să fim oameni care stăm treji și așteptăm mirele să vină. Doamne, ajută-ne!